Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru serviciul nostru de astăzi de cina Domnului. Ne întoarcem din nou la pasajul paulin din 1 Corinteni, capitolul 11. Voi citi de la versetul 23 la 28. 1 Corinteni 11, de la 23 la 28. Să ascultăm cuvântul Domnului. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Iubiți frați și surori, cuvântul pe care Sfântul Apostol Pavel îl prezintă în acest pasaj este un cuvânt profund, un cuvânt adânc. Nici nu putea să fie altfel, pentru că el vorbește în numele lui Dumnezeu și vorbește din partea lui Dumnezeu pentru Biserica lui Hristos. În dimineața aceasta aici la Emanuel, în ziua de astăzi pentru dumneavoastră care ascultați în alte împrejurări probabil mesajul, aș vrea să stau în fața dumneavoastră cu un cuvânt pe care l-am intitulat Repere de la cina Domnului. Repere de la cina Domnului. Și sunt câteva gânduri pe care Apostolul Pavel le împărtășește cu noi și pe care noi trebuie să le luăm în seamă, să le notăm, pentru ca ce facem după aceea, după ce am învățat cuvântul, să nu fie nici de cum împotriva cuvântului, ci să fie în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Și primul reper pe care îl învățăm astăzi este acesta. Sursa oricărei învățături în biserică trebuie să fie Domnul. Apostolul Pavel spune că ce am primit, de unde? De la Domnul, ce v-am învățat. Sursa oricărei doctrine, sursa oricărei învățături, sursa oricărei afirmații în casa lui Dumnezeu și în viața de credință trebuie să fie Domnul. Și de ce aceasta? Pentru că în oameni, după ce s-a căzut în păcat, este această tendință să facem noi lucrarea lui Dumnezeu în afara legii lui Dumnezeu. Este această tendință să ne zidim noi mântuirea, să lucrăm noi cu mâinile noastre, cu inteligența noastră, cu planurile noastre la a promova lucrarea lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, oricine am fi noi, dacă învățătura noastră nu vine strict din Dumnezeu, și numai din Dumnezeu, atunci este o învățătură falsă. Haideți să vă dau câteva exemple. Cine a murit pentru păcatele noastre? Cine? Domnul Iisus. De aceea, El este singurul în stare și singurul autorizat să ne învețe ce trebuie să facem și să ne mântuie. Sunteți de acord?
Dacă sunteți de acord, mă bucur, atunci nimeni să nu fie surprins când voi afirma Domnul Iisus Hristos nu are nevoie de proptelile noastre ca să-și facă lucrarea. Nu are nevoie de ajutorul meu sau de ajutorul tău. De exemplu, nu este mântuire Iisus Hristos plus tradiție. Aceasta înseamnă religiozitate, în cel mai bun termen, religiozitate. Dar nu însemnează credință, dar nu însemnează salvare. Dacă este mântuire, mântuirea este într-un singur nume, Iisus Hristos. Fapte 4:12. Este într-un singur nume, este Iisus Hristos. De aceea, nimeni să nu se simtă ofensat și să creadă că omul acesta, în cazul de față eu astăzi, a vorbit împotriva credinței mele sau a, știu eu, doctrinei, organizației din care fac parte sau a grupării din care fac parte. Nu. Sfânta Scriptură ne spune, am primit de la Domnul, n-a primit de la părinții bisericești, a primit de la Domnul. Nu este Iisus Hristos plus tradiție. Nu este Iisus Hristos plus lege, pentru cei ce țin legea. Nu este Iisus Hristos plus sabat, pentru cei ce țin sabat. Nu este Iisus Hristos plus ce ne-au spus nouă bătrânii, cum foarte mulți vorbesc între noi. Bătrânii noștri n-au zis așa. Probabil că n-au zis așa, dar întrebarea mea este, au zis ce au zis totul după Scriptură? Asta este întrebarea. Pentru că Sfântul Apostol Pavel va spune mai departe, în aceeași carte, Corinteni, capitolul 15 de data aceasta. Uitați-vă! Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți cum? Așa cum v-a fost propovăduită. Altfel degeaba am crezut. Și anume, care este Evanghelia? Este viața lui Iisus Hristos și mântuirea Lui. Care viață? Uitați cum zice Apostolul Pavel. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, după Dumnezeu, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor alți 12. Tot ce a fost făcut de Domnul nostru Iisus Hristos este după Scripturi. Jertfa Lui și numai jertfa Lui ne poate mântui. De aceea, dacă cineva crede și astăzi că în procesul mântuirii, în procesul participării la cina Domnului, în procesul oricărei învățături biblice, trebuie să fie Hristos plus, se înșală. Este ori religios, ori este total greșit, ori este fals, ori vrea să își pună mândria lui în învățătura respectivă, planurile lui în învățătura respectivă, depărtându-se de adevăr, depărtându-se de persoana care poate să mântuie. Și Apostolul Pavel spune, primul repel pe care trebuie să-l învățăm și la cina Domnului astăzi este acesta. Sursa oricărei lucrări creștine, sursa oricărei învățături creștine, sursa oricărei doctrine creștine, trebuie să fie una și numai una singură. Și aceasta este Iisus Hristos. De aceea te întreb, învățătura pe care o ai este de la Domnul sau din auzite? Este de la Domnul sau din auzite? Dacă este de la Domnul, adică din Scriptură, este bun. Dacă este din auzite, este greșită. Dacă învățătura ta, încă o dată, spune Hristos plus
căci altfel nu se poate, plus tradiție, plus nu știu ce moștenire, plus lege, plus sabat, plus puneți dumneavoastră acolo. Iisus Hristos, încă o dată, Dumnezeu nu are nevoie de proptelele noastre, nu are nevoie de sprijinul nostru. Iisus Hristos este unul, este Fiul lui Dumnezeu, este Cel prea înalt, este Cel atotputernic, este singurul care a murit pentru păcatele noastre și este singurul care are autoritatea să ne învețe ce trebuie să facem. Glorie Lui! Un reper mare, un reper glorios. Al doilea reper, deci în al doilea rând, dacă sursa tuturor învățăturilor noastre trebuie să fie Domnul, cel de-al doilea mare adevăr pe care Apostol Pavel ne spune, cel de-al doilea reper este acesta. Comunică și celorlalți același lucru. Uitați ce spune el. Căci am primit de la Domnul ce? V-am învățat. Nu învăța altceva generația care vine. Nu învăța altceva pe cei ce îi ai în fața ta și vin să asculte Evanghelia. Nu le spune alte Evanghelii. Ce ai auzit de la Domnul, aceasta trebuiește comunicat mai departe. S-ar putea să ai anumite încredințări. Foarte bine. Cuvântul Domnului spune, încredințarea pe care o ai, ce să faci cu ea? Nu face doctrină în biserică din ea. Ține-o pentru tine. Dacă tu, de exemplu, înainte de cina Domnului, numai așa te poți împărtăși dacă postezi 7 zile înainte de cina Domnului, foarte bine faci, foarte bine. Dar nu poți face doctrină în biserică, toată lumea să facă ca și tine. Păstrează încredințarea care o ai. Păstrează încredințarea care o ai. Dacă încredințarea ta este că numai nu știu în care biserică te poți împărtăși. E ok, păstrează pentru tine, dar ți-aduc aminte, dacă ești membru în biserica Emanuel în cazul de față și aici nu te poți împărtăși, să nu-mi spui că te poți împărtăși în altă biserică. Să nu-mi spui că te poți împărtăși în altă biserică. Și este valabil pentru oricine, din orice grupare, din orice biserică locală, din orice organizație. Dacă cu frații tăi cu care ești în fiecare zi nu te poți împărtăși și cu familia ta, nu-mi spune că te poți împărtăși în altă parte. Înseamnă că ceva e rom cu tine. Nu ți-a fost comunicat adevărul sau n-ai vrut să primești comunicarea adevărului așa cum este scrisă, cum curge ea din această unică sursă numită Dumnezeu, numită adevărul lui Dumnezeu care este Scriptura. Mărit să fie Domnul. Sau prin urmare, dacă stai de vorbă cu cineva, dacă vrei să vorbești cuiva, vrei să te adresezi vreunui grup și vrei să spui cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, o învățătură, o doctrină, inclusiv despre cina Domnului, comunică din sursa din care ai învățat, comunică același lucru. Apostolul Pavel este fără echivoc, fără îndoială, fără bâlbâială, fără pierdere de timp. Spune că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat și pe voi. Același lucru trebuie să rămână peste toate timpurile și peste toate veacurile. Atunci biserica este sănătoasă. Atunci biserica este dreaptă. Trăim în vremea aceasta, în anul acesta, luna trecută, în 31 octombrie, 500 de ani de la reformă. 500 de ani de la reforma pe care Martin Luther a făcut-o în biserica mondială. Anul acesta, la 500 de ani, sunt biserici, sunt organizații care au spus nu mai avem nevoie de reformă. Noi nu mai trăim sub influența reformei, pentru că noi trebuie să fim o singură biserică. Ar fi bine să fim o singură biserică, dar dacă această singură biserică ordinează homosexual, dar dacă această singură biserică ordinează divorțați, dar dacă această singură biserică se ridică împotriva învățăturii lui Dumnezeu, nu mai este biserică. Nu se mai poate numi biserică. Adevărul pe care Apostolul Pavel ne-l prezintă este acesta. Ce am primit eu, v-am spus și vouă. Învățătura pe care am primit-o eu din sursa cea mai înaltă, din Dumnezeu, și este scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, tot ce este Dumnezeu este în paginile acestea. V-am dat și vouă.
v-am dat și vouă. Comunică același adevăr. 3. Apostolul Pavel ne spune un alt reper, și anume, sursa trebuie să fie Domnul. Adevărul pe care îl comunicăm trebuie să fie același pentru toate timpurile. Și al treilea, Apostolul Pavel spune, fii detaliat în lucrarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune el, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, el ia detaliile. Și anume, și explică detaliul despre pahar, detaliul despre pâine, detaliul despre părtășie la cina Domnului, detaliul despre curățirea noastră spirituală, morală, sufletească. Toate detaliile trebuie luate în considerare. Toate detaliile. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, s-a ocupat de toate detaliile mântuirii noastre. Ne-a curățit mintea. De aceea a primit coroană de spin pe cap. Pentru că atunci când am căzut în păcat original, unde s-a dat bătălia pentru doborârea noastră? Unde s-a dat bătălia? În minte. Când diavolul s-a prezentat la Eva și a spus, a zis oare Dumnezeu? Bătălia a fost aici. Negreșit. Dar Dumnezeu e gelos. Pentru că se teme să ne ajungeți ca el. A mutat bătălia apoi în inimă, sentimental. Cum? Se teme Dumnezeu de noi? Că vom fi și noi ca și el de puternic? A purtat coroană de spini ca să ne curățească mintea. A primit lovitură de suliță în inimă ca să ne curățească inima, sentimentele. A primit bătăi peste spate ca să ne curățească de orice povară de păcat. A fost scuipat în față, i s-a smuls barba, pentru ca să ia de peste noi rușinea. Toate păcatele, toate detaliile mântuirii noastre au fost atât de minuțios rezolvate de Domnul nostru Iisus Hristos la Golgota. De aceea, El merită toată lauda și toată închinarea noastră. De aceea, Iisus Hristos, El singurul și nu altcineva, merită să fie ascultat în procesul mântuirii și aducerii mântuirii noastre până la capăt. De cine asculți? Ce detalii ți se spun? Sunt acestea din Scriptură? Sunt acestea biblice? Sunt acestea de la Domnul sau sunt deducții pe care le-ai citit în Biblie și ai tras tu o concluzie? Acela nu este argument. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu afirmă, enunță. Dacă ceea ce eu spun și dacă ceea ce tu spui este enunțat în Scripturi, atunci este adevărul lui Dumnezeu. Dar nu facem deducții care sunt în afara contextului în care Dumnezeu vorbește, în afara adevărului pe care Dumnezeu îl prezintă. Sursa învățăturii, oricărei învățături, este Domnul. Această sursă, spune Apostolul Pavel, trebuiește comunicată, ce v-am învățat. Și această sursă, care este Domnul, trebuiește prezentată cu detaliu. Și anume. Și Apostolul Pavel nu uită să explice toate lucrurile, să spună toate lucrurile și să ne le prezinte de așa manieră încât să nu încape îndoială în noi sau în cei ce vor citi după 2000 de ani de când el a scris lucrurile acestea și să zică nu se mai potrivește gândirea de 2000 de ani în urmă cu gândirea generației de astăzi. Ba da, se potrivește. Dumnezeu este sfânt, a fost atunci, este sfânt și astăzi. Dumnezeu ne-a cerut atunci să fim sfinți, același lucru ne-l cere și astăzi. Dumnezeu ne-a cerut să dăm atenție la tot ce vorbește El și să nu lăsăm neîmplinit. Același lucru ne-l cere și astăzi. Apoi, un alt reper, al patrulea, este acesta. În toate lucrările, frați și surori, notați acest lucru. În toate lucrările, în rugăciune, în cântare, în predicarea Evangheliei, în cina Domnului, dar în toate, mesajul fundamental pe care trebuie să-l avem, unul din ele,
unul din mesajele fundamentale pe care trebuie să le avem este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ne pregătim pentru evenimentul acesta. Aici cuvântul Domnului spune așa: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Când ne rugăm, rugăciunea Tatăl nostru, cum începe? Vină împărăția ta. Acesta este marele eveniment pentru care ne pregătim. Știți de ce? Pentru că pe măsură ce ne apropiem de evenimentul venirii Domnului nostru Iisus Hristos, unul din atacurile cele mai mari ale diavolului este să nege realitatea acestui eveniment. Unde este făgăduința venirii lui? Spun batjocoritorii, spun mulți teologi, multe seminare și universități creștine la ora aceasta astăzi. Unde? De când ne știm aceeași învățătură? Fiecare a crezut că în generația lui vine Domnul. Foarte bine au făcut. Foarte bine. Că dacă n-a venit Domnul la ei, s-au dus ei la Domnul. Sau, mă rog, nu știu unde s-au dus. Nu? Dacă nu vine Domnul în generația mea, mă duc eu. Întrebarea este, dar unde mă duc? Mă duc în prezența lui Dumnezeu? Pentru că sunt numai două locuri unde poți să mergi. Ori în iad, ori în rai. Ori cu cel rău, ori cu Mântuitorul tău, Iisus Hristos. Lucrarea pe care noi o facem trebuie să spună tot mai mult și tot mai deschis și tot mai direct că cel ce vine, va veni. Promisiunea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin Iisus Hristos nu este o promisiune care nu se va realiza. Tot ce a promis El se realizează. Nu vedeți? Uitați-vă în cuvântul Domnului. Încă din vremea lui Ieremia, încă din vremea lui Ezechiel, apoi Iisus Hristos, în discursul olivetic, în discursul despre a doua lui venire. Nu vedeți că au spus acest lucru simplu? Israel va fi risipit în toată lumea, dar în vremurile din urmă, deci tu și cu mine trăim aceste vremuri, în vremurile din urmă va fi adus din nou pe munții lui Israel, care atâta vreme au fost pustii, și vor fi aduși să locuiască și să nu-l mai părăsească și să fie mai prosper decât au fost părinții lui. S-a împlinit lucrul acesta. Vine Domnul nostru Iisus Hristos. Nu scrie în Scriptură că în vremurile din urmă, înainte ca El să apară, două lucruri mari se vor întâmpla. Oamenii vor fi ca pe vremea lui Noe, adică toată făptura, toți oamenii și-au stricat calea. Și-au stricat calea. Societatea contemporană este o societate care, în mare măsură, în prea mare măsură, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Mai degrabă, uitați-vă, pentru că în vremea lui Noe, una din practicile societății lui Noe era consultarea cu demonii. Era demonism. Nu vedeți, dumneavoastră, că în societatea în care noi trăim, nu poți vorbi despre numele Domnului Iisus Hristos în public, nu se poate vorbi la televiziunea publică, nu-i voie, nu te poți ruga în școlile publice, nu-i voie, nu poți să mai pomenești numele Domnului în tribunale și în procuraturi, că nu este voie. Dar poți să pomenești numele lui Allah, poți să pomenești și să faci show-uri cu cei care cheamă duhurile morților, cu medii spiritiste, astea sunt ok. Pentru că este această cochetare din nou cu demonismul. În vremurile din urmă, spune, omenirea va fi ca în timpul lui Lot. Este ca în timpul lui Lot. Care este efortul cel mai mare al lumii politice și al lumii intelectuale și al lumii economice la ora actuală? Care este? Este tocmai legiferarea acestui lucru scârbos înaintea Domnului. Familia să nu mai fie familie și unitatea între soț și soție să nu mai fie norma de trăire în societate, ci societatea să fie una bolnavă, Ion cu Ion, Maria cu Maria, lucruri care sunt împotriva naturii umane,
împotriva lui Dumnezeu și împotriva învățăturii lui Dumnezeu. Timpurile lui Noe, timpurile lui Lot au venit peste noi. Suntem în vremurile din urmă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul nostru Iisus Hristos vine! Și ziua de astăzi trebuie să fie pentru noi o zi în care să mărturisim cu încredere. Da, vine Domnul Iisus Hristos, de aceea mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și apoi, al cincelea reper și ultimul pe care îl amintesc în dimineața aceasta. Deci pe lângă sursa oricărei învățături trebuie să fie Domnul. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și când este de la Domnul, repet încă o dată, pentru oricine cine ascultă, fie în biserică, fie la internet. Dacă învățătura ta este Domnul Iisus plus tradiție, plus lege, plus sabat, plus orice altă preocupare, vreau să-ți spun că este nebiblică, este religioasă, poate este demonică. Singurul care mântuie, singurul care învață, singurul care are toată puterea în cer și pe pământ, este Iisus Hristos. De aceea, sursa noastră trebuie să fie El și această sursă este în cuvântul Sfintelor Scripturi. Așa cum Apostolul Pavel vă spune, după Scripturi. Această sursă, această învățătură, spune Apostolul Pavel, la cina Domnului și pretutindeni, această doctrină trebuie comunicată exact cum am primit-o. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Această comunicare, al treilea rând, trebuie să fie detaliată, amănunțită și anume. Și fiecare lucru trebuie să fie prezentat la locul lui. Apoi, al patrulea adevăr pe care îl spune Apostolul Pavel este că prin orice faceți, prin rugăciune, prin cântare, prin părtășia voastră la oaltă, prin cina Domnului, voi vă pregătiți pentru marele eveniment al venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Mărturisiți aceasta, pentru că în vremurile din urmă se vor ridica batjocoritori care vor nega lucrarea aceasta, dar voi nu vă încadrați în rândul batjocoritorilor, ci încadrați-vă în rândul acelora care strigă, Domnul vine! Și poate că aude cineva de lângă tine și de lângă mine să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul și să nu ajungă în iad, ci să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, cel de-al cincelea reper, Apostolul Pavel ne-l spune, este acesta. În virtutea acestor adevăruri, fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Deci, nu cerceta pe cel de lângă tine, cercetează-te pe tine. Și încă o dată, dacă tu ai o anumită încredințare, Roman 14 cu 23, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Păstrează-o pentru tine. Nu face doctrine din planurile tale sau din ce ai auzit de nu știu unde și n-ai verificat cu Scriptura. Pune toate lucrurile împreună când vrei să înveți ceva. Pune tot adevărul scriptural împreună când vrei să înveți ceva. Și apoi vorbește despre doctrina respectivă, despre învățătura respectivă. Să vă dau un exemplu și apoi vă chem la participarea propriu-zisă la cina Domnului. Când vorbim despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, când vorbim despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cina Domnului spune acest adevăr. Dar în Biblie avem un pasaj și am să vă rog să-l puneți pe ecran. Luca 12 cu 36. Și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Biblie toate sunt scrise la locul lor și de aia spun, trebuie să dăm atenție la detalii și să putem să, putem să vorbim adevărat oricărei generații. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Cine e stăpânul? Cine e stăpânul? Iisus este stăpânul. Care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, citiți tare. De la nuntă. De la nuntă. Eu îl aștept pentru nuntă. De ce îl aștepți tu de la nuntă? După ce a trecut nunta, vrei să-i întâlnești cu el. Eu vreau să mă întâlnesc cu el pentru nuntă. Nu de la nuntă. Este scris în Biblie, nu este așa?
Este scris în Biblie. Dar ce vorbește Mântuitorul Iisus Hristos? Dacă ne uităm la complexul învățăturii, așa cum spune Sfânta Scriptură, de la Domnul, dacă ne uităm în complexul învățăturii lui Dumnezeu, ne vom da seama că în discursul pe care îl are Iisus Hristos în locul acesta, se adresează lui Israel. Lui Israel îi spune să aștepte pe stăpânul lui să se întoarcă de la nuntă, pentru că Domnul Iisus Hristos se va întoarce pentru Israel după ce își va serba nunta în cer cu biserica, cu mireasa. Și Israel îl așteaptă nu pentru nuntă, îl așteaptă de la nuntă. Și dacă a rezervat Domnul un loc și pentru Israel și pentru restul lumii, la nunta lui, locul este rezervat pentru la ospățul nunții mielului, dar nu la nunta propriu-zisă, la cununia propriu-zisă. Pune la oaltă toate detaliile, pune toate lucrurile împreună și când le pui toate împreună, voi vedea și vei vedea că nu seamănă întotdeauna cu ceea ce ai auzit sau cu ceea ce am gândit. În această dimineață, în aceste repere la cina Domnului, Duhul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel ne atrage atenția că lucrarea noastră trebuie să fie ancorată în Scriptură, ancorată în Domnul, trebuiește continuată cu acuratețe, trebuiește explicată în detaliu, trebuiește să vorbească despre credința noastră în pregătirea pe care o facem pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și trebuie să vorbească despre pregătirea noastră individuală. Domnul vrea să stea cu mine la masă în dimineața aceasta. Vrea să stea cu tine la masă în dimineața aceasta. Vrea să stea cu noi la masă. Vrei să stai și tu cu el la masă? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Și așa să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Amin?